Bună! Pentru astăzi am pregătit un clip în care vă prezint un swap. Am făcut un schimb de produse cu o persoană foarte dragă de pe YouTube. Numele este Andreea și o să vă las canalul ei în cutiuța cu descriere dacă doriți să vedeți și ce produse i-am trimis eu. Și bineînțeles să vă abonați canalului ei de YouTube pentru că face filmulețe foarte frumoase. Ea prezintă unboxing-ul Oriflame pentru că se ocupă cu Oriflame, dar o să vedeți și alt fel de filmulețe la ea pe canal. În filmulețul trecut mi-ați spus că vă place noul meu decor, filmez în bucătărie, am mult mai mult loc și recent mi-am făcut bucătăria asta. O să vedeți și o floare foarte drăguță pe care am primit-o de la Ilie și Alina. Ei au fost un weekend la noi și m-am bucurat foarte mult de vizita lor. Ei mi-au adus un cadou de ziua mea și pe lângă asta am primit și floarea asta minunată. Sper să vă placă și vouă fiind în acest decor. O să vă las și canalul lui Ilie în cutiuța cu descriere, să-l urmăriți și pe el. Mă gândesc că majoritatea îl știți deja. El postează aproape în fiecare zi și face filmulețe foarte interesante. O să încep să vă prezint ce este în cutie și eu sunt foarte curioasă, abia aștept să văd ce am primit. Am desfăcut un pic cutia doar pentru că, uitați, are mult scotch și n-am vrut să mai fac prea multă gălăgie. Așa, cutiuța arată așa în interior. Vine aici cu foaie de protecție. După cum vă spuneam, ea se ocupă cu Oriflame și mi-a pus un catalog de la Oriflame. Chiar mă bucur, Andreea, că pot răsfoi un catalog Oriflame. Aici, unde locuiesc eu, nu se mai ocupă nimeni. De fapt, nu cunosc eu o persoană de la care să mai pot comanda. Într-o perioadă, comandam de la o prietenă care se ocupa și ea cu Oriflame, dar acum ea s-a lăsat și doar de pe internet mai îmi comand din când în când produse. Mă bucur că pot să răsfoiesc catalogul să văd ce mai este nou pe la Oriflame. O să trag totuși cutia ca să am loc să vă arăt produsele. Aici am o scrisorică și vreau să vă arăt un pic cum arată cutia în interior, așa, și o punem deoparte. Da, mulțumesc mult pentru catalog, chiar mă bucur că pot să-l răsfoiesc. Aici am și o scrisorică, cred că pot să vă citesc, dar o să vă citesc doar prima parte ca să nu dureze prea mult, restul o să citesc eu. Nu sunt pricepută la cuvinte și nici la scrisul drept pe o foaie nelimitată, dar sper că acest lucru să nu te deranjeze. Scrii foarte frumos, chiar îmi place. Mă bucur că te-am cunoscut cu ajutorul acestui schimb de produse. Ești o fată deosebită și te apreciez pentru asta. Sper că acest swap să nu fie prima și ultima colaborare. Deja nu știu ce să mai scriu, doar că sunt tare entuziasmată și că sper să îți placă ceea ce eu ți-am trimis. Am pregătit o listă a produselor și te-aș ruga să încerci să ghicești. Extra swap. Am ales să îți pun ceva pentru colecțiile tale. Sper să îți placă. Te pup. Să trecem la treabă. Scrie la 1. Îți arată pagina, dar eu sper să-ți amintească de mine. Acum trebuie să găsesc numărul 1. Întâi, înainte de numărul 1, am găsit aici un pliculeț de la Avon în care sunt câteva șervețele. Ea știe că eu colecționez șervețele, așa. În ultimul timp nu am mai avut timp să mă ocup de colecție, am fost prea ocupată, dar încă le am acolo și îmi plac foarte mult. Și așa arată produsul numărul 1. Sunt foarte curioasă să văd ce este aici, să văd dacă pot să desfac fără foarfecă. Da, mă bucur că
Nu ai pus foarte mult coci. Îmi cer scuze pentru gălăgie, dar cred că așa e mai interesant să deschidem în fața camerei. Aici cred că e ceva bijuterie de la Oriflame, nu știu sigur. De fapt, cred că este un semn de carte, după câte văd aici. Wow, chiar m-aș bucura mult să fie un semn de carte, pentru că tu știi că mie îmi place foarte mult să citesc și îmi plac cărțile foarte mult. Și da, arată foarte bine împachetat, orice ar fi, vine în acest săculeț. Și da, e un semn de carte foarte drăguț. Uitați ce frumos este. În formă de fundiță. Să știi că îmi place foarte mult și chiar mă bucur mult pentru acest produs. Îți mulțumesc foarte mult, e superb. Așa, la numărul 2, îți poți nota gândurile, planifica activitățile sau o poți pune la colecție. Pare interesant. Cred că aici este o agendă. Mi-ai zis că vrei să ghicesc și după descriere, sigur, este o agendă. O să desfac să văd sigur ce este. Da, e o agendă foarte drăguță. Uitați cât de frumoasă este. Mie îmi plac foarte mult agendele. E așa micuță, o poți ține în geantă și eu chiar mă bucur mult pentru ea, pentru că v-am zis, îmi plac agendele foarte mult și uitați ce bine arată. Mulțumesc mult și pentru ea, e superbă. La 3, nu merg unul fără celălalt la colecție, dar le folosești separat. Aici chiar nu cred că știu ce este. Așa, este numărul 3. Să fie un parfum, pentru că eu colecționez sticluțe de parfum. Wow! Sunt două produse aici. Ca să vă arăt și vouă. Sper totuși că nu ai depășit mult bugetul, oricum mi-ai trimis multe produse și cred că ai depășit bugetul nostru. Da, văd aici două parfumele și mă gândesc că sunt destul de scumpe. Parfumurile Oriflame sunt mai scumpicele decât cele de la Avon și deja mi-a trimis aici două. Eu tot am văzut pe YouTube aceste două parfumele, dar nu le-am cumpărat. Nu știu cum miros, dar deja m-a impresionat foarte mult. Cred că era suficient să-mi pun un parfum, nu două. Eu, din câte mi-aduc aminte, nu ți-am pus niciun parfum și chiar îmi pare rău. Dar nu sunt chiar 100% sigură. Am pregătit mai de mult acest swap și unele produse nici nu mai știu ce erau. M-a emoționat deja. Așa arată parfumelul cel roșu. Și vreau să văd și cum miroase, pentru că arată foarte drăguț. Și după cum vă spuneam, eram curioasă de ele, că tot le văzusem pe YouTube. Wow, miroase foarte bine. Miroase așa dulce, dar fructat în același timp. Așa arată acesta. Și o să-l desfac și pe acesta galben, pentru că sunt curioasă să văd cum miroase și el. Trebuie că de curând să filmez și colecția mea de parfumuri, dar nu știu sigur când. Poate luna viitoare sau la sfârșitul acestei luni. Așa arată și celălalt și uitați cât de drăguțe sunt. Chiar îmi place foarte mult cum arată și vreau să-l încerc și pe ăsta pentru că sunt foarte curioasă. Wow, ăsta miroase foarte fresh, așa, nu știu cum să-l spun. Citric, da, un miros citric. Cred că un pic îmi place mai mult ăsta galben acum vară, dar și celălalt e super și o să folosesc mai la iarnă.
Wow, deci atât de mult îmi place, miros foarte bine și îți mulțumesc foarte mult pentru ele. La 4, o zi însorită are nevoie de mai mult de atât. Să văd unde găsesc numărul 4. Aici. Să văd cum pot să desfac. Op, era să scap produsul. Este tot de la Oriflame, ceva cremă cu protecție solară, cred. Să văd dacă găsesc pe undeva română. Da, nu cred că scrie în română. Da, este o cremă cu protecție solară, cu SPF 25. Oricum, de produsele care nu știu ce sunt, o să te mai întreb pe tine. Nu am încercat niciodată acest produs și mă bucur foarte mult că mi-ai pus produse pe care nu le-am încercat până acum și pot să le încerc. Arată foarte bine și abia aștept să o folosesc. La 5, dacă te ustură pielea, ea va calma. Da, acum trebuie să găsesc numărul 5. Aici în colecția l-am mai găsit și două parfumele, adică sticluțe de parfum. Aceasta, nu știu sigur dacă o am, posibil să o am, dar nu pot să spun 100% că nu mai mi-amintesc. Am foarte multe sticluțe și mi-am mai pus aceasta de la Christina Aguilera. Am parfumuri de la ea, sticluțe, dar așa micuță nu am. Și uitați cât e de drăguță. Are doar 15 ml. Mersi mult, o să le păstrez cu mare drag în colecția mea. Și rămăsesem la numărul 5. Care este acesta? Așa. Tot de la Oriflame și asta cred că este ceva cremă după plajă. Eu chiar am fost la o plimbare prin pădure în weekend și mar soarele foarte tare pe față, mai ales. Nu am folosit înainte nicio protecție solară pentru că nu credeam că o să mă ardă soarele atât de tare și cred că asta o să mă ajute și ți-am zis, abia aștept să o folosesc. Cred că sunt din aceeași gamă, astea două. La numărul 6, minune la tub și bănuiesc că trebuie să fie o cutiuță cu minuni. A, de fapt nu, că este mai mare. Nu știu, o fi ceva cremă de mâini, cred. A, nu, e o cremă de picioare. Da, crema asta am mai primit-o într-un swap, mi-am mai cumpărat-o eu încă o dată și acum o am a treia oară. Dar nu e nicio problemă pentru că de asta am recumpărat-o și eu pentru că îmi place extrem de mult. Miroase foarte bine și este foarte hidratantă și mă bucur extrem de mult că o am chiar și în triplu exemplar pentru că avem nevoie zilnic de cremă de picioare și cu siguranță o să o folosesc cu mare drag. Și pe lângă miros și hidratare, arată și foarte drăguț. Uitați ce frumos arată. Îți mulțumesc mult, Andreea, și pentru aceasta. Este super fain. La numărul 7, mie îmi place să testez și sigur și ție. Deci, spor la testat. La numărul 7, sigur am mostre, pentru că sunt moi și cam astea sunt de testat și sunt foarte multe, cred. Îmi cer scuze că fac atâta zgomot. Wow, deci mi-a pus aici la mostre. Mama Andreea, uitați, o grămadă. Wow, super. Chiar îți mulțumesc mult. Da, îmi place foarte mult să testez lucruri noi. Am aici ceva mască de față. Nu știu ce firmă este asta, n-am auzit de ea până acum, dar arată super, super fain. Scrie mască de față cu miere manuka. Cu miere de manuka. Ce interesant! Și uitați cât de fain arată ca și o inimioară. N-am mai încercat niciodată această mască. De la Oriflame, ceva mostră la ceva cremă.
O mostră de la parfumul Volar Gold, Volare Gold. Sincer spun, tot am vrut de mult timp să cumpăr acest parfum, dar eu nu l-am mai găsit pe la nimeni. Nu știu dacă se mai găsește în catalog și mă bucur extrem de mult că mi-ai trimis mostra și pot să văd dacă îmi place parfumul și dacă chiar merită să-l mai caut. Oricum, dacă îl găsesc pe undeva și îmi place, vreau neapărat să-l cumpăr. Uitați ce frumoasă este sticluța și ce bine arată și ambalajul acesta de la mostră. Încă o mostră de la Lucia. Ăsta, cred că l-am avut, parfumul ăsta. Mi-aduc aminte că Lucia era mai multe la Oriflame. Am mai primit un set de mostre de la parfumul Sofiver, de femei și de bărbați, și mi-a căzut prima mostră. Acesta l-am avut, cel de femei, și mi-a plăcut mult cum arată sticluța. Parfumul mi se părea un pic prea dulce. Be the Legend, cred că așa se citește, pentru bărbați. Mai am aici multe mostre de la cremele Nouveau aici. Am ce să testez. Eu am mai avut mostre din astea și chiar mi-au plăcut. Aici am alte mostre, plasturi și alte plasturi din acestea pentru nas de la Balea. Și mai am tot aici două măști de față de la Pure Skin. Astea cred că este scrub de față și mască și astea sunt măști. Eu nu le-am încercat astea și mă bucur că pot să le încerc și eu. Mi-a trimis o grămadă de mostre și de măști de față. Îți mulțumesc foarte mult. La numărul 8 scrie Gold și atât. Așa arată. Probabil o fi aici un ruj sau un lac de unghii, cred că este după ambalaj. Da, este un lac de unghii de la Color Box. Oare fi și ăsta Oriflame? Habar nu am. Sincer, nu știu. Nu știu ce firmă este asta. Poate o fi tot de la Oriflame, nu știu ce să zic. Dar uitați, nuanța e super, super fain. Chiar abia aștept să folosesc. După cum vedeți, mi-am dat jos gelul de pe unghii și unghiile mele arată groaznic până o să se vindece din nou. Îmi place foarte mult nuanța, dar nu știu de la ce firmă este oja aceea. La numărul 9, știu că ai multe, dar știu că le colecționezi. Sper doar să nu îl ai pe acesta. Să văd unde găsesc numărul 9. Cred că este un balsam de buze. Ăsta, așa mă gândesc, după cum arată. Și trebuie să găsesc o foarfecă pe undeva, că nu mă mai descurc fără. Dar nu știu pe unde am pus-o. Da, caut foarfeca și revin. Așa, am găsit într-un final foarfeca, pusesem ambalaje pe ea și abia am găsit-o. O să încerc să desfac. N-aș vrea totuși să rup ambalajul. Așa. Sunt foarte curioasă să văd ce este aici. Eu v-am zis, cred că este un balsam de buze. Da, este un balsam de buze de la Oriflame. Eu am mai folosit balsamuri în formatul acesta de la Oriflame. Probabil l-am folosit și pe ăsta. Da, l-am folosit de mult. Cred că acum vreo 2 ani am avut acest balsam de buze. Nu știu dacă exact în aroma aceasta, dar mi-aduc aminte că mi-a plăcut extrem de mult și l-am luat și cel cu ambalaj auriu, cred, sau argintiu, nu mai știu sigur. Dar chiar dacă l-am mai folosit în trecut, să știi că îmi place extrem de mult. Este foarte hidratant, e așa micuț, nu ține nici extrem de mult ca să mă plictisesc de el și mă bucur mult pentru el. La 10 le poți lua în concediu și nu ocupi mult loc în bagaj.
Așa, să văd acum dacă găsesc numărul 10 și cred că ceva s-a spart aici. Așa arată pachetelul cu numărul 10 și încerc să ghicesc. Am văzut eu ceva măscuțe așa micuțe de față la Oriflame. Nu știu, poate or fi acelea, dar nu sunt sigură. Oricum, acelea eu nu le-am încercat, doar că le-am văzut așa micuțe la Oriflame și bănuiesc o fi acelea. A, nu, e ceva de la Yves Rocher, nu am ghicit. Mie îmi plac foarte mult produsele mini, asta spun sigur. Și cu siguranță aceste produse nu le-am încercat. Să încerc să văd dacă pot să desfac cutia fără să o rup. Să vedem și cum arată produsele în interior. Wow, deja miroase frumos și prin cutie. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Yves Rocher. Și am 3 produse aici. Să văd dacă văd ce sunt fiecare. Văd aici o cremă. Cred că este ceva cremă de corp. Dar nu știu sigur. O să mă mai uit eu după asta. Asta cred că este un demachiant din acela bisfazic. Uitați ce bine arată. Așa albastru la suprafață. Wow, sunt foarte curioasă de ele, sincer. Și aici am ceva loțiune, dar văd că nu scrie în română nimic. Este o cremă hidratantă de mâini aceasta. Da, sunt foarte drăguțe și chiar îmi plac foarte mult. Arată foarte, foarte bine. O să mă mai uit eu oricum să văd dacă sunt fiecare ce am zis. Mersi mult, chiar îmi place foarte mult acestea. Îmi place tot ce mi-ai trimis și sincer sper din suflet să-ți placă și ție ce ți-am trimis eu. La 11, reciclabil de la A la Z. Să văd unde găsesc. Am găsit. Aici este produsul cu numărul 11. Nu știu, cred că este o cremă de mâini după ambalaj. Să văd dacă am ghicit. Cred că o să dureze foarte mult acest filmuleț până desfac eu tot. Ceva de la Oriflame, Love Natures. Este cu cocos și aloe vera, dar nu știu sigur ce produs este și nu înțeleg de ce nu scrie nimica în română. Cred că este o mască exfoliantă de la Oriflame. Eu nu am încercat nimic din gama asta nouă și chiar sunt foarte curioasă să văd cum sunt produsele și mă bucur atât de mult că mi-ai trimis produse pe care nu le-am încercat și pot să le încerc și eu. Abia aștept să văd cum este. La numărul 12 scrie ușor de ghicit, e uit să folosesc, dar picioarele au nevoie de îngrijire. Așa arată și mă gândesc că este un exfoliant de picioare sau o cremă de picioare. Da, și am nevoie de foarte că din nou. Sper să vedeți și voi ce fac eu aici. Am pus telefonul pe ceva și nu văd ce filmez. Sper totuși când mă uit la filmuleț să se vadă ceva. Wow, ce bine arată! Este un scrub de picioare cu mango de la Oriflame, din gama FitUp. Eu nu am văzut până acum produsul ăsta la Oriflame. Probabil este mai nou și v-am zis că în ultimul timp nu mai am de la cine să cumpăr produse. Nu mai am primit niciun catalog. Arată foarte interesant și abia aștept să-l încerc. Trebuie să-l desfac, să-l miros, pentru că mie îmi place mango foarte mult. Wow, miroase foarte bine, chiar foarte bine. Așa arată și în recipient, nu știu dacă vă puteți da seama. Mi-a trimis foarte multe produse și sunt foarte fericită.
La numărul 13 scrie eu le ador și sper să găsesc și eu numărul 13 în cutiuță. Nu îmi dau seama ce poate să fie aici. Să fie perle de față, după, nu știu, după cutie. Eu am zis că nu prea folosesc machiaj, dar nu știu sigur ce. Nu. De fapt, trebuie să deschid să văd ce este, pentru că nu știu. Cred că sunt... sunt dischete pentru... pentru eliminarea ojei, oare? Habar nu am ce este aici, credeți-mă. Să văd dacă scrie totuși ceva. Așa arată și nu știu. Cred că asta trebuie să fie. Ceva dischete pentru ojă, habar nu am. O să le și desfac să văd și eu, că nu știu ce este aici, sincer. Da, sunt dischete îmbibate în soluție. Și miroase drăguț. Nu am folosit acest produs, nici nu știam că există așa ceva la Oriflame. Dar și pentru acesta mă bucur mult că pot să încerc din nou ceva nou. La numărul 14 o poți lua la servici și să o folosești la nevoie. La numărul 14... cred că este tot o agendă, după cum se simte. O agendă micuță. Da, cred că tot o agendă trebuie să fie. O să desfac cumva, dar sper să nu strig nimic. Chiar m-aș supăra dacă aș rupe ceva. Cred că este ceva set pentru manicură, pedicură, cred. După cum arată. Știu că am avut mai de mult ceva în genul ăsta de la Oriflame și am ținut-o câțiva ani. Da, este un set din acesta pentru pedicură, manicură. Așa arată. Și, cum vă spuneam, eu am mai avut o trusă din asta de mult. Cred că a fost prima dată când am comandat eu produse de la Eva, de la Oriflame. O primisem de la ei. Că am fost și eu înscrisă câteva luni, am pus comenzi, dar m-am lăsat că nu prea mergea aici la noi. Și eu țin minte că și acum o mai am, după vreo 4-5 ani, cred. Și e super fain, chiar sunt foarte rezistente. La numărul 16, să te îndulcesc puțin, ce-o fi oare, pentru că eu nu am pus nimic dulce. Și da, la numărul 16 este aici, dar cred că e ceva spart aici, după cum se simte. E o căniță spartă, din păcate. Da, în ultimul timp cănițele ajung tot sparte și eu am mai pus o cană și ajung spartă la fata respectivă și nu știu de ce se întâmplă asta. Eu am primit foarte repede coletul, a fost pus ieri spre dimineață, cred, și astăzi mi-a ajuns. O să încerc să deschid totuși cănița, sper să nu curgă nimica din ea, să nu cadă. În cănița am găsit două pachete de cappuccino, un pachetel de Haribo micuț, și câteva bombonele și da, din păcate cana este foarte spartă. Îmi pare foarte rău, din câte văd era o căniță foarte drăguță, dar na, ce să facem. Probabil ar trebui să nu mai punem căni pentru că văd că se sparg. Am primit și mai multe bombonele. Îmi pare sincer rău că s-a spart cănița pentru că tu, Andreea, știai că eu colecționez cănițele de la soapuri. Na, îmi pare sincer rău. Chiar îmi pare rău că se spart, dar na, nu este vina noastră. O să continui. La 17 i-am citit recenzia și am comandat două.
Da, aici cred că este carte, pentru că eu i-am spus și ea știe că mi-e place foarte mult să citesc și ne-am trimis și câte o carte. Aceasta este cartea Nedoriți. Ea a văzut o listă cu cărțile care mi le doresc și de acolo a ales una. Abia aștept să o citesc pentru că sunt foarte curioasă de ea și îți mulțumesc foarte mult. Eu ador cărțile, îmi place foarte mult să citesc, îmi place foarte mult să cumpăr cărți. La 18 știu că îl vrei, dar nu știu dacă am nimerit aroma. Sunt foarte curioasă să văd ce știi că vreau. Așa arată și cred că este un gel de duș, nu știu sigur, dar după cum se simte ambalajul, cred că este un gel de duș. A, nu e gel de duș. Wow! Este tonerul de la Boteca Verde, cel cu migdale. Și da, e nimerit. Ăsta este tonerul meu preferat. L-am avut de 2 ori și am tot zis că dau comandă să mi-l comand din nou, dar mai am în casă încă 2 recipiente de la alte firme și am zis să le termin alea, că dacă îl comand pe ăsta, de alea nu mă mai ating. Deci chiar îți mulțumesc mult. Doream, da, chiar mi-l doream și îmi place foarte mult. Acum nu mai e nevoie să mi-l comand eu, pentru că mi l-ai trimis tu. Eu am folosit doar unul din Spania și unul din Italia. Din România nu am folosit, cumpărat din România, de fapt. Dar sper să aibă aceeași calitate și da, se vede că mi urmărești filmulețele și îți mulțumesc foarte, foarte mult. Mă faci foarte bucuroasă cu acest soap, sincer. La 19 scrie, e drăgălaș, așa-i, PS, nu tăia, rupe. 18, la 19, așa arată. Nu știu ce este aici, sincer. Dar abia aștept să văd ce este. De la Sephora. Cred că sunt ceva șervețele cu cocos. Să văd dacă scrie ceva în română, totuși. Dar nu, nu găsesc scris în română. Sunt ceva șervețele pentru față cu cocos și arată super fain și așa micuțe, chiar sunt foarte drăgălașe. O să le încerc și pe ele cu mare drag. La 20 chiar funcționează, preferatele mele. Cred că am greșit ceva, da, am uitat numărul 15. La numărul 15 scrie, păstrez tradiția și îți pun un produs cu extract din castravete. Așa arată numărul 15. Să văd dacă pot să desfac fără foartecă. Da, merge mai greu, dar ne descurcăm. Tot un produs de la Oriflame cu castravete, o mască de față. Este așa micuță și drăguță. Atât de mult îmi plac mie recipientele mici. Sunt și ușor de depozitat și se termină mai repede. Nu durează o veșnicie până te plictisești de ele. Nu am încercat masca asta. Sunt foarte curioasă să văd cum este. Și rămăsesem la 20. Chiar funcționează, preferatele mele. Sper să și găsesc. Da, aici. O fi ceva, nu știu, benzi depilatoare. Nu știu, zic și eu. Poate greșesc. Sunt plasturi pentru nas. Cred că plasturi pentru punctele negre. Nu am folosit acest produs, nu știu sigur pe unde se găsește.
Scrie benzi de curățare a porilor de pe nas cu extract de arbore de ceai. Abia aștept să le folosesc, să văd cum sunt. Chiar mi-ai trimis multe produse pe care nu le-am mai folosit. La 21, mic și drăgălaș, dar provoacă dependență. Wow! Să văd unde găsesc 21. Așa arată pachetelul. Oare ce să fie? Sincer, nu știu ce poate fi aici. Cred că este un gel antibacterian. Da, este un gel de mâini, gel din acela antibacterial, cred că este. Și miroase foarte drăguț. Și uitați ce drăguț e așa mititel. Nu l-am încercat nici pe acesta până acum. La 22 scrie, nu-i minune, ghișce. Să vedem cum arată. E minune, e cutiuța cu minuni, sigur, Tender Care, cred eu. Să vedem. A, nu e Tender Care, mai păcălit. Ai zis tu bine că nu-i minune. Este o cremiță de la Balea, o cremă pentru față. Scrie cremă de noapte, antirid, la 5 ml. Și da, eu chiar credeam că este o cutiuță cu minuni după ambalaj, dar e ceva de la Balea și uitați cât de micuță și drăguță este. Eu până acum nu folosesc creme antirid pentru față, dar asta o să o folosesc pentru că e așa micuță și drăguță și vreau să văd cum este. La 23, dacă face ce promite, sigur îl vei iubi. 23. Să vedem pe unde este 23. Văd 24 și 23. O să trag cu ochiul, dar degeaba că tot nu-mi dau seama. O fi un ruj. Nu cred că este moale. Nu știu, sincer, nu știu ce este. Nu știu, dar sunt foarte curioasă. Nici măcar nu știu de la ce firmă este, crede-mă, dar mă bucur că scrie ulei de păr pentru reparare intensivă, elixir pentru păr cu ulei de cocos și buriti, cred că scrie aici. Nu știu ce firmă este, n-am mai încercat până acum. Dar mă bucur că pot să încerc produse noi. La 24, nu ocupă spațiu și sunt utile în concediu. Așa arată și sunt două produse micuțe, așa se simte. Probabil o să fie gel de duș și șampon sau șampon și balsam, nu știu. Încerc și eu să ghicesc. Wow, sper că n-am rupt ceva. Sper. Și nici nu știu ce este. Dar cred că sunt geluri de duș. De la Balea sunt șampoane sau șampon și balsam. Balsam. Da, amândouă sunt balsam hidratant pentru păr. Și ce fain arată așa micuțe. Ți-am zis că mi-e plac extrem de mult produsele mici. Sunt balsam de păr cu mango. Mango este unul din fructele mele preferate. Îmi place mult și mirosul și gustul și tot. Mulțumesc și pentru ele, o să le încerc cu mare drag. Nu le-am încercat până acum. La 25, una am încercat-o și mi-a plăcut. Sper să-ți placă și ție. Așa arată și cred că este o mască de față sau de picioare, fiind așa mari, dar de față cred că este. Încerc și eu să ghicesc dacă așa mi-ai zis. Da, este mască de față de la Oriflame. Sincer, le-am văzut și eu și abia așteptam să găsesc o ocazie să mi le comand și eu să le încerc. Nu le-am încercat până acum.
arată foarte drăguț și abia aștept să le folosesc. Sunt din acelea tip șervețel și mie îmi plac măștile foarte mult. O să vezi că și eu ți-am trimis câteva măști de față. La câte am rămas? La 26. O altă tradiție la swap-urile de pe YouTube. Oare ce-o fi? Să văd unde găsesc. La numărul 26. 30 aici. Da, 26 este aici. Au fi un gel de duș. Da, un gel de duș de la Balea. Știu după cum arată. Este cu floare de lotus și cocos. Îmi place foarte mult gelurile de duș de la Balea. Au foarte multe arome, în ediții limitate, sunt și ieftine și sunt super, super fine. Și cu siguranță o să-mi placă, pentru că îmi place și mirosul de lotus și cel de cocos. M-a nimerit foarte bine. La 27, ai grijă de părul tău. Este un produs așa micuț și ăsta este un ulei din acela de cocos de la Oriflame, știu sigur după cum se simte aici. Eu l-am mai folosit o singură dată și mi-a plăcut foarte mult, hidratează foarte bine părul. Da, acesta este și mă bucur că îmi dai ocazia să-l folosesc încă o dată. Nu știu de ce nu-mi focalizează telefonul, cred că am filmat fără focus până acum. La 28, ceva revigorant. E încă un produs micuț, așa arată. Și nu știu ce este, de asta îl găsesc direct. De la Balea, așa arată. Și este un gel de curățare pentru față, revigorant. Arată foarte drăguț. Așa. 29. Știu că o ai, dar una în plus nu strică. Oarece, nu știu sigur despre ce este vorba. E o cremiță așa, micuță și chiar nu știu ce este, sincer îți spun. Și tu știi că o am. Bineînțeles că sunt foarte curioasă și trebuie să desfac. Deja nici nu mai vă arăt vouă, doar mă pun și desfac, așa de curioasă sunt. Încerc cu de nu știu sigur cum o să iasă filmulețul acesta, dar sper să vă placă. Cred că este o cremiță de mâini de la Oriflame. Da. Din asta Dream Cream. Eu am încercat de mai multe ori. Îmi place că este micuță și poți să o obții în geantă și e și foarte bună. Miroase bine. Mulțumesc și pentru ea. La 30. Nu cred că există ceva mai parfumat de atât. Wow. Oare ce-o fi atât de parfumat? 30, cred că este o bombă de baie, după cum arată, sau sare de baie, așa bănuiesc. Wow, deci mi-ai pus foarte multe produse, extrem de multe. De la Nala, o sare de baie cu căpșuni. Wow, și miroase chiar și prin folia aceasta. E foarte drăguță, nu am încercat niciodată produse de la Nala și mă bucur că îmi dai ocazia să folosesc și eu. Și wow, deja miroase prin toată bucătăria. Îmi place foarte mult și îți mulțumesc mult pentru ea. La 31 scrie relaxare. Cred că este o sare de baie, după cum se simte. Este o sare de baie de la Balea cu rodie și orhidee sau, nu, floare de portocal. Eu am mai avut-o, miroase prin recipient și îmi plac foarte mult sărurile de baie de la Balea. Îți mulțumesc extrem de mult și pentru ea. La 32 scrie ieftine, dar cele mai simpatice. Așa arată și nu știu ce este. Sunt lumânărele.
O, ce drăguțe sunt! Uite, sunt lumânărele în formă de frunze. Arată foarte bine. Pe mine nu mă interesează prețul produselor. Dacă sunt bune și arată bine, eu sunt foarte mulțumită și chiar arată foarte drăguț. Mulțumesc mult și pentru ele. La 33, oare e doar apă? Ca să ghicesc. Cred că este o apă din aceea de colonie de la Oriflame. Sunt apărute noi, cred. I-am tot văzut pe YouTube și chiar îmi stătea gândul să comand și eu de la cineva una, pentru că sunt foarte curioasă de ele și sunt curioasă să văd... A, nu, 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 am greșit. Este o apă termală naturală de la Elmi Plant. Da, nu am ghicit aici. Nu am folosit niciodată apă termală până acum și mă bucur că îmi dai ocazia să o folosesc. Abia aștept să văd cum este. La 34, corpul merită răsfăț. Aici este ceva. E 36, îmi cer scuze. 34 este aici ceva micuț. Cred că este o cremă de corp. Dacă îmi spui că virgulă corpul merită răsfăț. Tot de la Boteca Verde este un lapte de corp cu aromă de lămâi. Wow, e interesant. Eu am încercat o loțiune de corp de la ei cu migdale și mi-a plăcut foarte mult. Și sunt sigură că o să-mi placă și asta pentru că îmi plac foarte mult produsele de la Boteca Verde. Oh, am obosit de când tot desfac. Mi-a trimis foarte, foarte multe produse. La 35 scrie 3 la număr, sunt moi. Nu știu cum sunt, dar le voi testa și... M-am gândit că poate ai vrea și tu să le testezi. Așa arată. Nu știu despre ce e vorba, sincer, habar nu am. Și după cum e cutiuța asta pătrată. Wow, da. Încă produse pe care mi le doream sunt aceste măscuțe de față. Da, cred că asta este... Măști de față de la Oriflame, care arată așa. Și da, eram foarte curioasă să le încerc și eu, le tot văzusem pe internet. Arată super fain și sunt așa micuțe și mă bucur extrem de mult că pot să le încerc și pe ele. Și la 36, nu am uitat de soțul tău. Wow! Te-ai gândit și la soțul meu. Cred că este un parfum aici pentru că este un produs greu. Da, este parfumul Be The Legend de la Oriflame. Cred că soțul meu o să se bucure foarte mult. Și cam astea sunt produsele. Am primit foarte multe produse. Chiar nu mă așteptam să-mi trimiți atât de multe. La final scrie, sper că îți plac produsele primite și că vom mai face și altă dată un swap. Te pup la mulți ani! Mulțumesc foarte mult! Îmi plac extrem de mult produsele. Ar fi o nesimțire din partea mea să nu-mi plac atât de multe produse frumoase. Da, pot doar să-ți mulțumesc din suflet pentru tot ce mi-ai trimis. Este un swap foarte reușit. Acum sper să-ți placă și ție ce ți-am trimis eu și să fii mulțumită. Sper să ajungă întregi produsele și... Da, pot doar să-ți mulțumesc din suflet și să vrei și tu să mai colaborăm împreună, să rămânem prietene și sincer sunt foarte mulțumită de produsele tale. Sunt foarte multe pe care nu le-am încercat și pe care abia aștept să le folosesc, să le încerc. Da, îți mulțumesc încă o dată foarte mult, sunt fericită pentru tot ce am primit, sper din suflet să-ți placă și ție produsele mele și să te bucuri de ele. Iar vouă, celor care m-ați urmărit, vă mulțumesc, sper că ați avut răbdare să stați până la sfârșit. Știu că a ieșit un filmuleț foarte lung, dar...
Da, durează până desfaci atât de multe produse, sunt 36 de produse. Sper să vă placă, să treceți și pe canalul Andrei, să vedeți ce produse am trimis și eu și vă pup și vă doresc numai bine. Pa, pa!